Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din stațiunea Slănic Moldova, județul Bacău. Vizionare plăcută! Sunt prezent cu Consiliul Local 2, domnul consilier sunt online, respectiv doamna Guțean Daniela și domnul Țaină. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal al ședinței anterioare, vă rog să formulați. Dacă nu, supun la vot, cine este pentru? Se abține cineva? Mulțumesc, cu unanimitate. Rog pe domnul președinte să preia conducerea. Hristos a înviat, bună ziua tuturor! Astăzi, în cadrul celei de-a 46-a ședințe din cel de-al 8-lea mandat al Consiliului Local, pe ordinea de zi, avem un număr de 8 proiecte de hotărâri, iar pe lista de suplimentări, un număr de 5. O să dau citire proiectelor de pe ordinea de zi. La punctul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului consolidat al Unității Administrativ-Teritoriale, oraș Slănic Moldova, la data de 31 martie 2023. Inițiator, primarul orașului. La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent contractului de administrare a terenului forestier dintre proprietarul UAT oraș Slănic Moldova și prin Consiliul Local Slănic Moldova și administratorul Regia Națională a Culturilor Rom Silva, Direcția Silvică Bacău, prin Ocolul Silvic, Târgu Ocna, inițiator, primarul orașului Slănic Moldova. La punctul 3, proiect de hotărâre privind participarea orașului Slănic Moldova în cadrul programului privind casarea autovehiculor uzate, inițiator, primarul orașului Slănic Moldova. La punctul 4, proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, inițiator, primarul orașului Slănic Moldova. La punctul 5, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 190 din 5-12-2022 privind aprobarea proiectului realizarea unei rețele de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice, stații de reîncărcare putere normală, Slănic Moldova, județul Bacău, inițiator primarul orașului. La punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici în vederea implementării proiectului reabilitare, modernizare, dotare, clădiri publice, reabilitarea clădirii a Centrului Sociocultural și de tineret Cireșoaia, Slănic Moldova, județul Bacău, inițiator primarul orașului. La punctul 7, proiect de hotărâre privind reglementarea stingerii litigiului care formează obiectul dosarului numărul 1778/110/2018 aflat pe rolul Tribunalului Bacău, inițiator primarul orașului. Și la punctul 8, raport privind starea economică, socială și de mediu a orașului Slănic Moldova, inițiator primar, prezintă primarul orașului Slănic Moldova. Iar pe lista de suplimentări avem proiect de hotărâre privind includerea teritoriului UAT Slănic Moldova în parteneriat lider GAL Varea Trotușului pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-2027. Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în soluționarea cererilor de locuință pentru tineri destinate închirierii, construite prin programul ANL. Punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale în vederea realizării obiectivului investițional reabilitare cursuri de apă Slănic Moldova, județul Bacău. La punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile în valoare de 8 milioane lei. Și la punctul 5, proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, numărul 36 din 30 martie 2023, privind închirierea prin licitație publică deschisă a unui număr de 15 loturi de teren și căsuțe comerciale, proprietatea orașului Slănic Moldova, situată pe strada Vasile Alexandrie, numărul 13, aleea cu castane. Acestea sunt punctele de pe ordinea de zi. O să supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu. Și pentru cele 5 proiecte de pe ordinea suplimentară? Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? La punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului consolidat al Unității Administrativ-Teritoriale orașului Slănic Moldova la data de 31 martie 2023. Inițiator de comisie, primarul orașului.
Dacă îmi permiteți, domnul președinte, să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, la ședință, și pentru punctul 1 este o obligație să aprobăm execuția bugetară. Materialele s-au transmis, dacă sunt discuții. Dacă nu avem discuții, supun la vot punctul numărul 1. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de veniți și cheltuieli aferent contractului de administrare a terenului forestier dintre UAT Slănic Moldova prin Consiliul Local Slănic Moldova și administratorul Regia Națională a Pădurilor Rom Silva, Direcția Silvică Bacău, prin ocolul Silvic Târbocna. Inițiator, economist Bașică, din primarul orașului. La punctul 2, dacă îmi permiteți, este vorba despre întreținerea plantației de la Cireșoaia, de pe piciorul porcului, 13,5 hectare, care s-a efectuat până anul trecut, dar lucrările de întreținere sunt încă 5 ani după plantație, respectiv, noi am dat această plantație în paza ocolului Silvic Târgovna, Regiei Naționale, și dumnealor au niște lucrări, odată de copleșiri și alte lucrări care sunt necesare, dar și înlocuirea de puieți care nu s-au prins. Toate aceste lucrări, dumnealor mi-a făcut un deviz și propunerea mea este să fiți de acord, întrucât în câțiva ani sperăm să se facă pădure și atunci o să scăpăm de plata întreținerii ei. Dacă nu sunt alte discuții vis-a-vis de punctul numărul 2, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, nu. Abține, nu. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind participarea orașului Slănic Moldova în cadrul programului privind casarea autovehiculor uzate. Inițiator, economist Bașilor, primarul orașului. La punctul 3 avem 8 solicitări. După cum știți, Guvernul României a dat o lege pentru casarea, încurajarea casării unor mașini, chiar și cele care nu circulă. Noi avem 8 solicitări, am propus 15 asemenea, adică am bugetat și am propus pentru 15 solicitanți, în perspectiva în care, dacă mai vine un solicitant, 2, să nu îi refuzăm. La momentul acesta, noi trebuie să plătim pentru fiecare mașină care o să fie dată la casare, la recuperarea la deșeuri de fier și neferoase, va trebui să plătim 600 de lei. O să bugetăm acești bani și vrem să fim alături de oamenii care vor să renunțe la mașinile vechi. Mașina trebuie să aibă peste 15 ani de când a fost fabricată. Da, mulțumesc pentru precizări. Dacă sunt alte discuții, dacă nu, supun la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. Inițiator, primarul orașului, economist Baciuca. Aici ați văzut când s-au fost discuțiile pe comisii. Nu sunt, dacă nu sunt alte discuții, supun la vot. Punctul numărul 4. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu. Punctul 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 190 din 5-12-2022 privind aprobarea proiectului realizarea unei rețele de stații de reîncărcare vehicule electrice, stații de reîncărcare cu putere normală, Slănic Moldova, județul Bacău. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, aici este vorba de cele 28 de stații de încărcare cu câte două prize, respectiv 56 de asemenea posibilități de încărcare, care sunt amplasate oarecum, acoperă întreaga localitate, adică avem chiar și la Cireșoaia la intrare și avem și la Cascada, respectiv putem să oferim această posibilitate în principal cetățenilor noștri, dar și turiștilor și vizitatorilor care vin și au mașini electrice. De altfel, trebuie să fac precizarea că aceasta este o obligație a noastră dată de finanțările pe fonduri europene.
Mulțumesc pentru precizări. Dacă sunt alte discuții, dacă nu, supun la vot. Punctul numărul 5. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Nu. Am înțeles. Unanimitate. Împotrivă, abținem. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economice în vederea implementării proiectului Reabilitare, Modernizare, Dotare Clădiri Publice, Reabilitare, Clădirea Centrului Sociocultural cultural și de Tineret Cireșoaie, Sfânic, Moldova, județul Bacău. Inițiatorul Economist Baciu, Gheorghe, primarul oraș. Nu, inițiatorul Da, vreau să fac o precizare. Clădirea de la Cireșoaie a fost preluată, cumpărată de altfel de noi de la cooperații acum 4 ani. Am tot încercat să o modernizăm pe diferite culoare de finanțare. Acum, culoarea de finanțare de modernizare clădiri, eficiență energetică clădiri publice oferă posibilitatea. E adevărat că o să trebuiască să punem și niște bani de la noi, dar ne-am hotărât să facem această clădire funcțională în principal pentru că în Cireșoaia este o nevoie, sunt tinerii și copiii și vârstnici care nu au unde să își petreacă timpul liber și nu au o sală, două pentru întâlniri și nu numai pentru întâlniri, avem de gând acolo să îi antrenăm în diferite proiecte și este important acest lucru. Da, mulțumesc. Supun la vot, dacă nu sunt discuții, supun la vot punctul numărul 6. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abține. Pentru. Punctul 7. Nu, lasă-te de. 7 am aprobat. 7 nu, eu am 10 puncte, e altul numerotare. A fost retras punctul 6 de astăzi. Deci asta am înțeles. Proiect de hotărâre privind reglementarea stingerii litigiului care formează obiectul dosarului 1778/1110/2018 aflat pe rolul Tribunalului Bacău. Inițiator primarul orașului Sfânic Moldova. Aici, domnul președinte, suntem într-un moment important din viața comunității noastre, în special a celor care locuiesc pe străzi în intravilan, străzi care au ca proprietate OMV Petrom. Am reușit, după mulți ani de discuții și chiar și litigii, să ajungem la un consens. În acest sens, aș vrea să fiți de acord, să retragem de la Tribunalul Bacău litigiul pe care noi l-am pornit acum 5 ani de zile și dumnealor au fost de acord să ne cedeze aceste drumuri, practic, că nu sunt terenuri utilizate în alte scopuri decât drumuri publice, să ne le cedeze gratuit, de asemenea încă 5 drumuri pe care nu le aveam noi în inventar, dar care sunt de interes pentru comunitate. Eu sper ca acest moment să creeze condiții și va crea condiții, nu numai este o speranță, va fi o certitudine ca aceste străzi, cum ar fi strada Oitu, strada Păcii, strada Măgurii, Păltiniș și altele, să fie inclusiv cele două drumul de acces, drumul care duce sus pe deal la Bolovanu și drumul care duce către Poiana Sărată, să fie, să ajungă la noi și să putem moderniza aceste drumuri și, bineînțeles, să putem duce acolo infrastructură, apă, canal și amenajarea pârailor de pe lângă ele și a drumurilor. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc pentru întrebări. Supun la vot și acest punct. Cine este pentru? Mulțumesc, împotriva, abțineri. Nu. Și ultimul punct de pe raport privind starea economică, socială și de mediu a orașului Sfânic Moldova. Prezintă economismul. Da, am pregătit pentru fiecare dintre dumneavoastră câte un raport. O să-l punem și pe site-ul primăriei. Așa cum este și obligatoriu conform legii, dar este și o bucurie să vă prezentăm
situația în care suntem astăzi. Anul 2022 a fost un an istoric pentru localitatea noastră, pentru că pentru prima dată primăria a obținut licența de exploatare pentru izvoare pe o durată de 20 de ani și cu posibilitatea de a continua această licență și alte obiective. Nu vreau să intru în detalii, dar chiar a fost un an greu încercat datorită războiului și a costurilor la utilități, dar an pe care noi am reușit să-l depășim și pentru care am prezentat acest raport. Dacă aveți ceva întrebări, pe marginea lui vă stau la dispoziție. Nu se aprobă. El este o obligație de a fi... Asta a spus dacă vrem să facem anumite... Bun. Mă gândeam că vă interesează un... Eu mă uitam la școală, dar nu găsesc. Are un capitol separat. După ce voi citi, poate cu alte ocazii... Există, dar nu se știu casă. Da. Mulțumim. Trecem la proiectele de pe lista suplimentară. Proiectele la punctul 1. Proiect de hotărâre privind includerea teritoriului Oatescă-Nicoldova în parteneriat liber, GAL, Valea Profesului, pentru implementarea SDL cu finanțare prin programul 2023-2027. Dacă îmi permiteți aici, domnul președinte, apropo de comentariul dinainte, aici, în raport, un punct important care nu trebuie trecut cu vederea este că anul trecut noi am reușit să obținem finanțare în valoare de 16,7 milioane de euro. Respectiv, foarte curând acești bani se vor regăsi în infrastructură, în alte zone și, bineînțeles, proiectul cu Torenții care deja lucrează, se vede, este la implementare. La punctul acesta, dacă îmi permiteți, pentru cei care urmăresc materialul filmat, GAL-ul este un grup de acțiune locală la care Primăria Sănii-Moldova nu a vrut să adere la momentul la care s-a înființat. Dar, acum un an și jumătate, Consiliul Local, respectiv dumneavoastră, ați fost de acord să fim membri la acest GAL, care, în egală măsură, ajută fermieri, întreprinzători din zona agroturistică și agricolă, în principal, și primăria. Fondurile se împart aproximativ în mod egal. GAL-ul, grupul de acțiune locală, ne-a solicitat acordul dumneavoastră pentru programul de finanțare care începe anul acesta până în 2027. Și atunci, eu vă rog să fiți de acord, pentru că acest lucru ne deschide atât primăriei calea de a atrage anumite fonduri, dar în special fermierilor, agenților economici care pot să-și cumpere utilaje, pot să-și facă anumite lucrări care îi ajută în, inclusiv în comercializarea produselor agricole. Și un obiectiv nostru este să dezvoltăm cât mai mult economia circulară, economia bazată pe consumul de produse locale și, bineînțeles, locuri de muncă și alte aspecte. Astăzi vorbeam cu domnul președinte de la Opște, 20 de locuri de muncă s-au creat prin această structură, Opște Composesorat, care oamenii sunt angajați să întrețină, să respecte, să aducă pășunile la starea apia de bani și ei au reușit să lucreze cu angajați din localitate și este din nou un plus mic, ce-i drept, dar 20 de locuri de muncă nu este așa de puțin. Da, mulțumesc. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în soluționarea cererilor de locuință pentru tineri destinate închirierii, construite prin programul ANL. Cine
Dacă sunt discuții, dacă nu, mulțumesc. Până la vot. Mulțumesc. Împotriva, abțineri. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale în vederea realizării obiectivului investițional, reabilitare, cursuri de apă, Slănic Moldova, județul Bacău. Da, aici, dacă îmi permiteți să enumăr, este vorba de etapa a doua de reabilitare a torenților, torenții care nu au fost prinși pe prima etapă, nu toți, pentru că unii dintre ei sunt pe situații de urgență. Este vorba de Lucului, Surpăturii, Pârâul Rece, Mădurii, Zorilor, Lalelelor, Ion Creangă, adică sunt niște segmente prinse până acum. Ele sunt pe lista sinteză aprobate la Compania Națională de Investiții. Imediat după nota conceptuală, noi vom încerca să facem proiectele tehnice, expertizele și proiectele tehnice, în așa fel încât să fim pregătiți pentru a atrage fonduri și sper eu foarte curând să nu mai fim expuși riscurilor la inundații, pentru că râul Bejan este gata acum, se vede că lucrurile se fac așa cum trebuie și cu siguranță vor elimina riscurile din zonele respective. Mulțumesc pentru precizări. Supun la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile în valoare de 8 milioane de lei. Da. Am discutat și în comisii, dar vreau să fac precizări pentru cetățenii care urmăresc materialul filmat. Slănic Moldova este la un moment la care, pentru a implementa proiectele pe care avem deja finanțare, avem nevoie de niște cheltuieli, să facem niște cofinanțări slash lucrări respectiv expertize, studii, proiecte tehnice, care au trei componente. O componentă este cofinanțare pe proiectele deja semnate, pe contractele deja semnate, respectiv SVSU și centrul de la Cireșoaia, cofinanțări pe proiectele pe finanțarea anumitor cheltuieli neeligibile pe situații de urgență și vă dau exemplul acestor torenți, acestor lucrări Dobru 1, Dobru 2, dar și pe Valea Stănicu, lucrările care au fost finanțate de către guvern din fondul de rezervă, dar pentru care noi nu avem banii necesari să facem proiectare, acest lucru nefiind eligibil, banii aceștia nu ne dau voie să cheltuim din ei pentru proiectare, dar dacă nu facem proiectare, nu putem să cheltuim banii. Și al treilea este dat de cheltuielile pentru Angel Salini. Avem 32 de milioane de ron pentru apă. Sunt bani distribuiți, este public informația. Doar că nu putem să semnăm contractul dacă nu prezentăm proiectul tehnic. Acest proiect tehnic nefiind eligibil pe fonduri. Am așteptat până în ultima clipă momentul acesta. Nu ne-am dorit să facem credit, dar guvernul nu are de unde să ne ajute. Am fost chiar zilele acestea la Asociația Orașului, am discutat și ne s-a spus că trebuie să ne descurcăm cumva. O să primim un sprijin, dar încă nu este o certitudine. În orice caz, următorul punct, al patrulea, este despre finanțele necesare, atrageri de fonduri europene pe programul operațional de dezvoltare regional. Pe programul operațional regional, ghidul de finanțare spune că trebuie să ai proiect tehnic pentru ca să atragi fonduri. Și atunci, acolo sunt alți 17,5 milioane de euro pentru avem posibilitatea să
atragem aceste fonduri pentru dezvoltarea localității, în principal pentru dezvoltarea stațiunii și a orașului, a zonei de blocuri, care, dacă nu pornim proiectele care durează poate 6 luni, poate 9 luni, atunci nu o să putem depune aceste proiecte și nu o să putem obține finanțare. Respectiv, acolo mai sunt încă 28 de proiecte pentru acestea, suma de 3.500.000 de lei. În total ar fi nevoie de 11 milioane și ceva. Noi am propus pe 0,90. Noi am propus 8 milioane pentru ca să nu împovărăm situația primăriei. Și aici vă spun cum se întâmplă. Noi avem un credit, primăria în 2006 a contractat un credit care se termină în 2025. Și noi ne-am propus ca să nu suprapunem aceste credite, respectiv vom cere o perioadă de grație de 24-36 de luni, cât o să avem nevoie ca să începem plata acestui credit după ce se termină creditul existent la acest moment, și valoarea rambursării să nu fie mult mai mare decât ceea ce rambursăm acum. Respectiv, cum ne-am descurcat până acum și am plătit niște credite care s-au luat așa cum s-au luat, s-au utilizat, unde s-au utilizat, nu vreau să discut aceste aspecte, vă promit că o să avem capacitatea să plătim și mai departe, dar acești bani vor multiplica practic investițiile în Stănii Moldova și lucru absolut necesar. Vă mai spun că la momentul acesta gradul de îndatorare este de 6, conform raportului Comisiei de buget, 6,41, și el nu o să crească substanțial. Adică noi avem voie să ne îndatorăm până la 30%, încercăm să nu împovărăm foarte mult primăria cu alte cheltuieli, dar am considerat că la momentul acesta sau e obligatoriu la acest moment să facem aceste proiecte și să facem aceste cofinanțări. Din această cauză vă rog să fiți de acord, pentru că acești bani vor fi exclusiv utilizați pentru a atrage fonduri și pentru cofinanțări, bineînțeles. Dacă mâine vom primi de la guvern sau alte posibilități, atunci vom apela la banii aceia și contractul de finanțare va fi doar pe nevoie. Adică vom încerca să scoatem la licitație, bineînțeles că este obligatoriu, să scoatem la licitație furnizorul de servicii bancare, cine o să ne dea condițiile cele mai bune, dar ceea ce v-am spus vor fi condiții minim obligatorii pentru perioada de grație și celelalte criterii pe care vi le-am spus. Vă rog, domnul Maraj, aici, în legătură cu creditul despre care se discută aici, era bine dacă se făcea o dezbatere publică cu acest credit. Adică este vorba de o îndatorare de 15 ani. În 15 ani se pot schimba foarte multe. Vreau să zic că se pot schimba multe. Și totul se produce exact cum am spus, în buzunarul cetățeanului. Primăririi de taxe și impozite. Că acolo se va duce. Nu. În primul rând că dacă ar fi fost obligatoriu conform lege să facem o dezbatere publică, am fi făcut-o. În al doilea rând, vă spun că nu ne mai permite timpul să facem nu știu ce alegeri, pentru că fără să alegem acest lucru, riscăm să mai pierdem încă 4 ani de finanțare. Cum eu am ajuns în 2016 aici, când se deschisese ghidurile de finanțare, și vă spun ce sentimente am trăit eu când nu avem niciun proiect, niciun studiu, nu aveam nici topul, nu aveam nimic, și n-am putut să punem la fonduri europene proiecte, nu vreau să se mai întâmple și pe forul următor. Pe de altă parte, domnul consilier, unul dintre obiectivele cu care trecute în acest finanțare este exact părâul din fața casei dumneavoastră, pentru care ați venit de nu știu câte ori în ședință și ați, domn primar, când facem păraile astea? Noi nu putem să fim cameleonici. Odată când e vorba să ne vedem interesul pe strada noastră, să fim de partea interesului, dar când
Trebuie să facem un credit ca să rezolvăm interesul atunci. Nu facem credit. Bun. Încă o dată și vă răspund la întrebare. Vă răspund la întrebare imediat. Întrebarea dumneavoastră cu cetățeanul. Cetățeanul va plăti impozitul, dar acest credit se face pentru a dezvolta localitatea și banii vor veni din altă parte, domnul consilier. Spre exemplu, dacă noi modernizăm zona de izvoare, vă dau un exemplu, da, și devenim mai atractiv, o să mai vină niște investitori, o să mai creeze niște locuri de muncă care vor aduce venituri la primărie în funcție de numărul de angajați. 2016, 365 de angajați, la momentul acesta Sălin Moldova are 597 de angajați. Dacă dă Domnul și mai avem încă 200 și încă 200 în plus în fiecare... Cât sunt în Sălin Moldova? Bun, nici nu mai contează, pentru că firmele plătesc impozit aici. Eu nu pot să-l oblig pe angajator să-și ia un angajat din Slănic, cum nici dumneavoastră nu puteți să vă oblige cineva, ia-mă unul de pe stradă, da? Și atunci, rămânem în zona de nevoie. Și dacă dumneavoastră identificați că acești bani nu sunt necesari undeva, îmi spuneți. Altfel, vă spun că mă simt obligat să transmit, să vă transmit în primul rând dumneavoastră, dar să le transmit și cetățenilor, că riscăm, fără acest moment, care nu va modifica cu nimic plățile lunare, anuale, pe care noi le-am făcut până acum, domnule Enoa. Eu am dus povara acestui credit de 7 ani de zile și aveam 72 de incidențe bancare, neplata creditelor, când am ajuns aici. L-am adus la zi, îl plătim perfect și nu avem încotro. Gândiți-vă la altceva. Când am venit eu, bugetul era de 6 milioane de RON și aveam același credit. Acum bugetul este de 11 milioane de RON și avem același credit. Respectiv, pot să vă fac dovada că au crescut veniturile și scopul meu este să fac economia să meargă mai bine, care va întoarce înapoi banii necesari pentru acest credit, nu să împovăresc cetățeanul ca să îi fac ceva la poartă. Dar vedeți că și o persoană fizică, în momentul când face un împrumut la bancă, se gândește foarte bine, îl fac sau nu fac? Ce se poate întâmpla pe o perioadă? Păi se poate întâmpla, domnul, deci eu vă spun, avem 500.000 de RON pe an, maxim acum de plată, 497, cu toate celelalte chestii, da? Eu vă spun că 500.000 la 11 milioane buget anual al primăriei, sunt primării care au 40%, au depășit gradul de îndatorare și nu se sperie. Domnilor, cât mai așteptăm noi să strângem cu căciula banii? Dar va mai mult. Vă spun, cine își permite să țină 32 de milioane de RON pe Angel Sarini disponibil la finanțare și să nu pună proiect tehnic? Dumneavoastră puteți să votați? Cum credeți dumneavoastră? Eu după aceea o să am conștiința împăcată și o să spun, doamne, nu au fost de acord colegii din Consiliu. Eu fără acordul Consiliului nu pot să fac acest credit. V-am promis așa, că nu facem decât pentru investiții. Fiecare bănuț din acest credit va fi reaprobat de dumneavoastră, că eu voi veni punctual să aprob indicatorii tehnico-economici pe fiecare obiectiv din cele 30-40 de obiective trecute aici. Riscăm să blocăm localitatea pe foarte mulți ani și nu putem atrage fonduri fără să depunem proiecte. Nu-ți dă nimeni în avans niște bani că s-ar putea. Ba mai mult, pe POR, cele 3.500.000 de RON, adică aproape jumătate din 8 milioane, aproape pe toate culoarele de finanțare sunt eligibile și proiectele tehnice la finanțare. Respectiv, noi cheltuim acum și angajăm proiectantul și în momentul în care am pus proiectul și a fost aprobat, atunci ne recuperăm banii. Dar avem nevoie de acești bani ca să putem face... Da, neîncrederea și, eu știu, așa, poate chiar o atitudine din asta așa de irresponsabilitate, aș îndrăzni să spun, nu este o soluție. Pentru că noi, dacă nu avem încredere că eu voi face cu acești bani exact ce trebuie făcut, atunci... Și dacă nu sunt aprobate proiectele, ce se
Păi dacă nu-i aprobat proiectul doamna Tudoreanu în speță, atunci... Cătuim bani dăm pentru cele încă o dată. Noi... Asta a zis că există posibilitatea să nu fie toate proiectele. Există? Dacă nu joci la loto, nu ai cum să câștigi. Da? Ne asumăm riscul, facem contractele cu proiectanții, cu plată, dacă reușim jumate și jumate la... Și avem asemenea exemple, da? Îi spunem, noi dacă s-a aprobat proiectul, îți dau o diferență de 50%. Nu știu, vom găsi soluții. Dar credeți-mă că eu nu pot să angajez un proiect acum, un proiectant, dacă nu am disponibil de bani. Că așa spune legea. Nu ai voie să angajezi... Dar, încă o dată, revenim la niște... Uitați, avem al doilea an când facem excedent 3.200.000 de RON pe situații de urgență. Cât să mai stăm să facem aceste proiecte ca să cheltuim banii pe care deja îi avem disponibil? Adică 32 de milioane la apă și 3.235.000 de RON sunt disponibili, ne trebuie aceste proiecte. Și dacă 700.000 de RON costă numai 850.000, parcă proiectul de apă pe, și canal pe Valea Stănic, în Stănic și la Vale, păi nu putem să riscăm. Nu facem astea, o să ne întrebe lumea. Dar asfalt, domnul primar, când o să puneți? Și ia ca până nu terminăm aceste etape, nu putem să asfaltăm, că nu ne dă voie legea să asfaltăm, dacă nu terminăm apa și canalul. Cât o să stăm ca o comună? Mai rău decât o comună, da? Vă rog să fim responsabili. Nu am cerșit, am administrat această primărie aproape 7 ani de zile, numai eu știu cum. Am chipsuit bani, am făcut investiții din banii economisiți. Gândiți-vă numai la utilaje și la toate dotările pe care le-am cumpărat, da? Gândiți-vă la stația de la Sănicelul și alte investiții mari. Numai mașina de gunoi a costat 100.000 de euro. Cumpărăm mereu și anul acesta, vedeți dotările? Nu se mai poate, nu mai este de unde. Au crescut foarte mult utilitățile, au crescut salariile, pentru că salariul minim s-a dus la 3.000. Deja măturatul stradal ne costă mult mai mult decât ne costa înainte. Și toate aceste costuri comprimă, practic, veniturile din ce în ce mai. Nu putem să creștem mărit cu asta. Și atunci se comprimă și ne rămân din ce în ce mai puțin bani pentru investiții. Și vă mai amintesc că 3 ani și jumătate am plătit datorile pe care le-am moștenit. Da? Să fie clar. Nu am făcut alt credit ca să mă huzuresc eu cu el. Este un moment important. Sunt 3 programe majore de finanțare. PNRR, Angel Salini și POR, pe care nu avem voie să le ratăm. Vă rog să conștientizați acest lucru. Și mă scuzați că am devenit puțin mai așa, mai ferm. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot acest punct. Cine este pentru... Da. Împotrivă? 3, 4, 5, 6. Abțineri? Da, mulțumesc. Și ultimul punct de pe lista suplimentară, proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în mutarea Consiliului Local al Orașului Slănic Moldova numărul 36 din 30 martie 2023 privind închirierea prin licitație publică deschisă a unui număr de 15 loturi de teren și căsuțe comerciale, proprietatea Orașului Slănic Moldova, situate pe strada Vasile Alexandrii numărul 13, Aleea cu Castani. Da, s-a stabilit în comisii în ce constă eroarea materială, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, nu obține. Dacă îmi permiteți un singur minut. Am primit ieri de la Adib Bacău, cei cu APA, da? Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, o solicitare care nu impune o aprobare de Consiliul Local, dar vreau să vă informez ca să știți cum voi pune punctul de vedere. Acest Adib ne va ajuta cu avizul pe master planul județului, când noi nu vom putea obține autorizație de construire pentru rețeaua de apă și canalizare fără aviz de la structura regională. Respectiv, nu putem să ieșim din această asociere. Am mai discutat acest lucru și la alte ședințe, numai că dumnealor au propus, pe lângă altele care nu ne afectează, cotizația.
și spune așa. Municipiul Bacău, județul 750.000, municipiu și orașe, valoare de investiții POIM sub 5.000 de euro, 5 milioane de euro. 25.000 de romi cotizați. Noi avem zero investiții, nu avem sub 5 milioane. Respectiv, la comune spune, la comunele fără investiții POIM 1.000 de lei. Respectiv, eu o să fac un punct de vedere că orașele fără investiții POIM nu au fost prinse aici și sunt și eu de acord să plătim 1.000 de lei ca o cotizație, dar pentru că nu am primit nicio consultanță, niciun sprijin niciodată, nu sunt de acord cu plata acestei cotizații. Celelalte aspecte, cum își fac ei, că sunt multe puncte cu adunarea generală, cu asta nu ne interesează, dar vreau să existe această informare trecută în procesul verbal, ca să cunoaște și dumneavoastră situația. Eu vă mulțumesc și peste asta vă spun că avizul negativ de la CRAB a fost un aviz nu nerealist, ci împotriva legislației care spune că nu putem să facem la fiecare 5 km câte o stație de epurare. Adică această atitudine că descurcă-te singur, da? Mă refer la canalizarea de la Cerdac Cireșoaia care trebuia să ajungă la Târgu Ocna, această situație este împotriva directivelor de poluare. Noi o să încercăm să obținem totul de la Consiliul Local Târgu Ocna avizul și să lucrăm împreună, pentru că este și gura Stălicului, nu este numai Cerdac Cireșoaia, este și gura Stălicului care trebuie să... Depinde să... cum se poate să preia. Da, cum face... se poate să preia. Da, aia, no, și CRAB-ul ne-a făcut punct de vedere, vreau să vă spun că nu suntem acționari la CRAB. Noi nu mai putem fi acționari la CRAB pentru că ei deja au pe master plan și pe toate astea sunt prinse ca primărie, așa că o să încercăm să ne descurcăm singuri în continuare, dar am ținut foarte mult să vă informez ca să cunoașteți realitatea. Vă mulțumesc mult! Da, mulțumesc, cu aceasta declar ședința închisă.